Salutare tuturor, de data aceasta din Oradea. În acest loc vă voi arăta o mică parte din orașul vechi. E și fratele meu cu mine. Salut! Și el o să fie cumva ghidul meu, pentru că el cunoaște ceva mai bine orașul decât mine. Și acest vlog va fi unul biling, mai să mă trag un pic că bate soarele și nu vreau să devin orb. Deci și acest vlog va fi unul biling. Puțin mai încolo voi vorbi și în limba maghiară. Stați pe aproape. Oradea e un oraș foarte frumos. Să știți că a fost votat cel mai frumos oraș din țară. Acum recent, ori anul trecut, ori acum 2 ani, nu știu să vă zic, dar e un oraș foarte frumos. Ia uitați-vă și așa arată centrul orașului, bine zic. Deci suntem în centrul orașului. Așa arată, frumos, mare, curat. Frumos, hai să luăm așa pe aici. Ok, să arăt și... Imediat o să arătăm. Lăsai, mai întâi, facem un pic aici. Să arăt și partea asta și după aia o să arătăm și palatul. Foarte frumos cu fântâne arteziene, sunt 4 dacă nu mă înșel. Să vă arăt și statuia lui regelui Ferdinand. Frumos. Și clădirile, nu știu să vă zic în ce stil sunt făcute, Arnuovo sau nu știu de care, sincer. Nu știu cât de bine se vede, sper că se vede cât de cât. Și aici puteți vedea palatul Vulturul Negru. Așa arată. O clădire fabuloasă. Ia uitați-vă, arată superb. Superb. Și se poate și trece prin clădire. Însă de data aceasta nu voi face acest lucru pentru că o să vă arăt și zona unde curge râul Crișul Repede, bine zic? Crișul Repede. Se va arăta și acea zonă pe unde o luăm? Pe aici? Da, așa aici. Se poate intra, așa cum v-am zis. Nu știu dacă se vede. Se poate și intra. Se poate trece cumva așa prin clădire, dar de data aceasta nu voi face acest lucru. Care este primăria, oare? Da, deci clădirea aceea pe care o vedeți este primăria orașului Oradea.
asta. Acum să mergem aici? Se va arăta așa un cadru numai. Se vedeți de mai aproape. O clădire foarte frumoasă. Pe aici trece și tramvaiul. Și așa se vede. Primăria orașului. Și se va meară și statuia din alt unghi. Așa se vede. E foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Bine pus la punct. Ok, și acum să mergem. Putem traversa liniștit. Deci așa cum vedeți și voi, dragilor, s-a investit mult în acest oraș. Deci chiar arată foarte, foarte frumos. Cred că ar intra în top și în... dacă am vorbit despre orașele din Europa, top 10 cele mai frumoase orașe din Europa. Cred că ar intra în top 10. Dar cum arată acum? Foarte frumos. Cum vedeți încă e șantier în lucru. Și mai sunt și pe aici niște clădiri frumoase. Primăria, da? Ok. Așa se vede Crișul repede. Frumos, așa cu verdeață. Îmi place, îmi place. Până acum ce am văzut, îmi place. Ok. Și pe unde luăm? Înainte, ok. Pe dreapta? Înainte? Piața Regele Ferdinand. O să vă arăt și teatrul de stat. Încă o clădire foarte frumoasă. Chiar arată foarte frumos. Și aceste clădiri arată superb. Foarte frumos. Și acum, spre Crișul, aici, spre Crișul repede. Luăm așa pe dreapta. Nu, mergem acolo jos. Nu? Lângă. Un pietonal mare. Ok. Ok, dar noi să filmăm un pic și pe lângă Crișul acolo. Ok. Sziasztok! Köszöntök minden egyes nézőt ezúttal Nagyváradról, a városnak a központjából. Ez a videó Nagyváradról fog szólni. Bemutatom nektek a városnak egy kicsi kis részét, ami, ahogy láthattátok, nagyon-nagyon jól néz ki. Legalábbis nekem nagyon tetszik. Tartsatok velem, mert még mutatni fog nektek vagány dolgokat.
secundară. Ce? Aha, deci avem o zonă pietonală. Vane kis sétálóca. Korábban itt láthattátok az egyik a polgármesteri hivatal, és a korábbi épület pedig a Saspalota. Itt van velem a bátyám, ő még elmond ezt-azt. Itt lakik a közelben. És ez egy ilyen sétáló utca. Nagyvárad nemrégiben a legszebb város díját nyerte el romániai szinten, ami nem rossz. Rengeteg pénzt fektettek be, és szerintem megvan ennek a gyümölcse. Arată foarte frumos. Sunt mult mai multe zone pietonale decât în Cluj. Clujul e un pic așa mai înghesuit. Datorită poziționării sale, însă Oradea e altfel. Ce tare e. Ia uitați-vă, nezitec mai. Juhász Gyula, Adi Endre, Dudka Ákos, Emő Tamás. Membri fondatorai Societății Literare a Holnap din Oradea. Aranyos. Erre? Da. Hol van pe aici? Adi Endre iskola. Aha, aici aia. Skala Adi Endre. Ez Adi Endre. Liceum. Și arată. Így néz ki. Ok, erre megyünk? Vissza. Ok. Ez a színháznak a háta. Azt is lefilmeztem korábban. Színházat. És ezt egy spátelő teátrului. Próbálj, de vei, foarte, foarte cald în Oradea. Deci să știți că e ceva mai cald decât în Cluj-Napoca. Cred că astăzi au fost în jur de 37 de grade. Uneori este și mai cald. Și nu uitați că deja suntem în august. Ami tudni kell, hogy nagyváradon nagyon komoly melegek szoktak lenni. Ma is volt, vagy 37 fok. De időnként még ennél melegebb is szokott lenni. És már augusztusban vagyunk, ne felejtsétek el. És ott ide lehet menni. Oké. És gyönyörű szép épület. Tehát ez az állami színház, Teatro de Stat. Chiar arată foarte, foarte bine. Amit látjátok, nagyon szép ez a város. Egészen jó benyomást kelt. És sok a turista is. Sunt mulți turist. És acum vedeți. Ok. Pe unde luăm? Să mergem așa jos. Pe lângă. Să vă arăt și Crișul, repede, uitați și mai la Cărăști. Acum. Bineînțeles că lime-ul nu lipsește, nici din Oradea, ca să lime-icem azi. Remélem, hogy a hőség miatt fog tudni nyugodtan filmezni továbbra is. Még egy kicsit, mert negyed órája filmezek. Sper că din cauza că Duri pot să filmez din istit.
telefonul e deja fierbinte. Telefon mare, aleg e forul. Ok, which way? Straight forward. Forward. Și primăria, polgameșterul Hivata. Még egyszer. Și aici se poate coborî. Aici vom coborî, le fugunk menni. És ez itt a Saspalota. Hatalmas épület. Clădirea, cum? Vulturul negru, da, era să uit. Palatul Vulturul Negru, așa cum este, o clădire foarte, foarte mare. Și acum să vedem pe unde? Deci pe aici. Să mă merim un pic. Până atunci și arată primăria. Bine zic eu, Polgármesteri Hivatal. Frumos! Frumos! Să mergem. De aici coborâm. Itt lemegyünk a lépcsőkön. Și am și ajuns jos. Și se vede. Ineschi gyors körös. A sebes körös. Și arată această zonă. Ce părere aveți? Mie sincer îmi place foarte mult. Chiar că s-a investit foarte, foarte mult în acest oraș. Sunt și mulți turiști, chiar că s-a făcut foarte frumos, bravo primăriei, deci chiar îmi place, nu mă plătește nimeni, dar chiar îmi place ceea ce am văzut. Dacă vă place ceea ce vedeți, dați-mi un like, asta mă ajute foarte mult, eventual să vă abonați pe canalul meu și să dați și un share ca să ajungă și la alți oameni. Și apropo, puteți lăsa în comentariu ce părere aveți despre Oradea, despre ceea ce v-am arătat. Mio vile menete că nagy váradról, arról, amit eddig láttatok, nekem személy szerint nagyon tetszik. Tetszik, hogy sokat fektettek be, és megvan ennek a gyümölcse. Egészen jól néz ki, elképesztően jól néz ki ez a város. Tényleg, őszintén mondom, senki nem fizet nekem ezért. Tényleg nagyon aranyosan megcsinálták, felújították. Nyugodtan szóljatok hozzá ti is, hogy mi a véleményetek az eddig látottakról. Se poate și pescui, este un domn care pescuiește. Acum nu o să vi-l arăt, dar probabil că sunt și pești.
Altfel, de ce ar sta aici? Lehet itt halászni is, horgászni is. Egy úr itt az előbb épp szerencsét próbált. Așa arată un bloc rezidențial, ceea ce nu-mi place că se folosește butelie la bloc, pentru că nu este gaz. Gazul e băgat numai la cei care stau la casă și la câteva blocuri noi, zice frate meu. Az egyedül dolog, ami nem tetszik, az az, hogy a lakó, tehát a panelházakban, panellakásokban sajnos nincs bevezetve a gáz. Butéliát használnak, ami egy picit úgy értettem, hogy hát nem olcsó. És a fűtés télen, azt mondja a bátyám, hogy az sem olcsó. Nincs önkö zírja, no este chiar ieftină. În rest, îmi place foarte mult. Sunt și centuri, s-a investit mult și în mai diferite centuri. Chiar s-au făcut frumos. Very nice. Very nice. Mergem până acolo la pod. Mă gândesc că totuși pot să filmez încă câteva minute. Elmegyük egész addig a hídig. Gondolom, hogy addig még nyugodtan tudok filmezni. Apropo, cam ce populație are orașul? 200.000. Are 200.000 de locuitori, körülbelül 200.000 lakos van ennek a városnak. Și încă ceva, prețurile sunt mult mai mici și la case și la apartamente, nici nu se compară cu Cluj-Napoca sau cu capitala. Még egy dolog, hogy az árak itt jóval alacsonyabbak, mármint a lakásoknak az árai, legyen szó házról vagy panellakásokról, az árak jóval alacsonyabbak, igaz, hogy a bérek is. Adevărat și faptul că și salariile sunt mai mici față de Cluj sau București sau probabil și Timișoara. Vedeți, așa arată un apartament de lux, probabil un fel de cam așa. Inis kiegy, ha nem tévedek, egy luxus panelház, lakóépület.
Nu știu oare cât e de adâncă apa. Nu știu. În Someș. Nici până la genunchi nu cred că îți vine apa. Chivam ce mie mi le-ai tot curăș, mi-ar o să am o școlă jvaron. Mic tirdic șamir. Și aici urcăm. Ok. Deci așa arată o parte din centrul vechi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi deosebită. Și peace! Any volna o mai vlog. Köszön velem tartottatok, és legyen egy nagyszerű napotok. Sziasztok, és peace!